subject now. Schimbând subiectul. In July, I went to England for the very first time. În iulie am fost în Anglia prima dată. We're planning a special project for London in 2013. Pregătim un anume proiect special pentru Londra în 2013. Originally we planned 2012, but after visiting there I realized we're not ready until 2013. Inițial ne-am gândit să facem în 2012, după ce am vizitat ne-am dat seama că nu suntem pregătiți să facem în 2012. One of our church members, she lives there, she's originally from the Philippines. O membra bisericii noastre care locuiește acolo, e originară din Filipine. And she has two daughters living in London. Are două fete care locuiesc în Londra. Who grew up in Adventism in Philippines. Care au crescut în mediul adventist în Filipine. And when they moved to London, they left Adventism altogether. Și când s-au mutat în Londra, au renunțat la adventism. One of the ladies there, one of her daughters, una dintre fiice, just before I arrived, chiar înainte să ajung, she went on vacation. A mers în vacanță. And she went to her supervisor. A mers la șeful ei. Asked for her vacation time. A cerut timpul de concediu. They signed the paper. I s-a semnat hârtia. And she went on vacation. Și a plecat în vacanță. She came home just a few days before I arrived in London. A venit înapoi chiar câteva zile înainte de ajungerea mea în Londra. And she was getting ready to go to work. Se pregătea să meargă la muncă. When her daughter said, "Why are you going to work?" Când fiica ei a zis, "Dar de ce te duci la muncă?" "Finish my vacation, I'm going back to work." Păi mi-am terminat concediul, mă duc la servici. "But you didn't know?" "Dar nu știi." "I didn't know what?" "Ce să știu?" "You don't have a job." "Nu mai ai servici." "What do you mean I don't have a job?" "Cum adică nu mai ai servici?" "Yeah, you were fired." Pentru că ai fost dat afară. Ah, she went back to work. S-a dus la servici. And they said, "Yes, you are fired." Da, ai fost dat afară. "But why?" Dar de ce? "Because you took an unauthorized vacation." Pentru că ai luat un concediu neautorizat. She said, "But I have authorization." Da, am aprobarea semnată. "No, you never got authorization." Nu, n-ai primit niciodată o autorizare. So now she does not have a job. Așa că a rămas șomeră. So because she didn't have a job, pentru că n-avea servici, we had meetings every Sabbath and Sunday. Am avut întruniri în fiecare sâmbătă și duminică. For 3 weeks. Timp de 3 săptămâni. And so she came to church. Așa că a venit la biserică. She came on Sabbath. A venit sâmbătă. She came on part of the first Sunday. O parte a duminicii. We made appointments and went to visit her in her home. Am hotărât anume ocazii la care ne putem deplasa să o vizităm acasă. The next Sabbath and Sunday she came all the days. Următorul sabat și duminică a venit în întregime. And the last Sabbath and Sunday we were there, we even had a baptism. Ultimul sabat de asemenea a fost și dumneavoastră, am avut și un botez cu ocazia aceea. During the baptismal service on Sunday. În timpul programului de botez duminică. We invited people who would like to prepare for baptism to come forward. Am întrebat pe cei care le-ar place să se pregătească pentru botez să vină în față. And she came forward. Și a venit și dumneavoastră. And she wanted to share a testimony with us. Și a vrut să-și împărtășească mărturia cu noi, mărturisirea. She had not been coming to church for a few years, even at all, just coming to church. Deci nu mai venise la biserică de niște ani. Because she works on the Sabbath. Pentru că lucra în Sabbat. And if she did not get fired, dacă n-ar fi fost dat afară, she would not be able to come to church. N-ar fi venit și acum la and she would not have attended all the meetings that we had. Și n-ar fi urmărit, nu, n-ar fi fost prezentă la toate adunările acestea șase care le-am. However, oricum, just before the last weekend, chiar înainte ultimului weekend, she again went to the employers, din nou s-a dus acolo unde lucrase, and they realized they made a mistake. Și au înțeles ei că ei greșiseră. That she was not supposed to be fired.
că ea n-ar fi trebuit dat afară. Because she had authorization. Pentru că într-adevăr avea aprobarea. So now they said you are now welcome to come to work. Așa că i-a spus acum ești binevenită înapoi la locul tău de muncă. And she said thank you, I need my job. Și atunci a spus mulțumesc, am nevoie de acest loc de muncă. But now because you made that mistake. Dar acum pentru că ați făcut această greșeală cu mine. You now have to give me my Sabbath free. Așa că o să-mi dați acum sabatul liber. Because now I want to go to church on Sunday. Pentru că acum vreau să mă duc sâmbetele la biserică. And the employers had to think a little bit about that. Și așa că angajatorul a trebuit să gândească un pic But la treaba asta. Finally they agreed. Și în cele din urmă au fost de acord. That because it was their mistake. Pentru că era greșeala lor. She can now have her Sabbath. Acum ea trebuie să ceară ceva în recompensă. It is amazing how the Lord works. Este uimitor cât de frumos lucrează Dumnezeu. Many times we think that something is a serious problem. De multe ori ne gândim că un anume ceva este o problemă serioasă. Many times we think that something is against us. De multe ori ne gândim că anume ceva ne este împotrivă. Because when I first arrived, she said, "What did I do to deserve this?" Când am ajuns prima dată și mi-a explicat, mi-a zis, "Dar ce am făcut eu? Dar am primit asta, dar am pățit asta, uite, am dat." But after the conferences we had each weekend, dar după aceste conferințe pe care le-am avut împreună, she realized the plan of God. Și-a dat seama că de fapt făcea totul parte din planul lui Dumnezeu. Ca ea să poată auzi solirile Harului and make the decision to serve the Lord. Și să-și poată lua această decizie de a sluji Domnului. Please pray for the group in London. Vă rog frumos să vă rugați pentru grupul. It's a very small group. Din Londra, este foarte mic. The believers in England are spread all around England. Credincioșii din Anglia sunt răspândiți pe tot teritoriul Angliei. And by God's grace we want to establish a church in London. Și prin harul lui Dumnezeu vrem să stabilim o biserică în Londra. So keep praying in prayer. Vă rugăm frumos să vă rugați pentru